Casele ucrainenilor continuă să fie ținta aviației și artileriei rusești. Bombele au căzut din nou în cartiere rezidențiale din Harkov și Odessa. Acalmia de pe front este temporară, susțin analiștii militari. Pe măsură ce Ucraina primește armament occidental cu rază lungă de acțiune, liniile de aprovizionare ale armatei Moscovei și depozitele de armament sunt lovite cu acuratețe maximă. În plan diplomatic, Vladimir Putin testează sprijinul de care se bucură în rândul autocraților planetei. Președintele rus a ajuns la Teheran, acolo unde îi va întâlni pe șefii de stat din Turcia și Iran. Este prima vizită externă a țarului de la Kremlin în afara spațiului ex-sovietic de la începutul invaziei în Ucraina. Rezerve de muniție la cote de avarie, rușii scot din arsenal proiectile din timpul războiului rece. Acuratețea lor e însă minimă. Așa se face că bombele au căzut peste mai multe case și peste o școală din Odessa. Cel puțin un copil se numără printre răniți. Aflat la numai 40 de kilometri de granița cu Federația Rusă, Harkovul este ținta unei operațiuni de încercuire. Bombele care cad în cartierele orașului sunt menite să scadă moralul civililor. Salvatorii caută zilnic printre ruine potențiale victime. În cadrul provadania ogledu misia podii, було виявлено 4 місця вибуху від артилерійських снарядів, ймовірно, калібру 152 мм. Și aici rușii au lovit o școală. Только лёг, оно как стукнет. Я ж подкинуло меня немножко на этом диване. Вот. И буквально через опять минуту-две еще один. Как, ну, то уж конкретно, я думал, что уже в комнату влетело что-то. În loc să semene teroare, bombele rusești par să producă un efect diferit. Tot mai mulți ucraineni au arma în mână pentru a-și apăra țara. E și cazul Alisei, regizor de film. Femeia este una dintre victimele invaziei. A fost violată de soldații ruși în 2014, chiar când turna un film. I was not afraid of anything after it. It's like it was the highest level of like fear. So I couldn't even like realize what kind of fear can be more than this, like, and what kind of like trauma can be more than this. And even when I went to the war, I didn't have this like I was not so afraid about war. I promised it to myself that after it was 2014, I promised that if war will like grow up and it will like cover all Ukraine, then I will fight not with my camera but with a gun. Izolat politic de Occident, Vladimir Putin a întreprins prima sa vizită externă în afara spațiului ex-sovietic de la declanșarea invaziei în Ucraina. Președintele rus a ajuns la Teheran, unde va avea întâlniri cu șefii de stat din Turcia și Iran. Presa occidentală speculează că summitul e doar un pretext pentru Putin de a negocia achiziția de drone de luptă din Iran.